Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, cere instituțiilor europene să se implice mai mult și mai repede în criza refugiaților. Președintele Partidului Mișcarea Populară a trimis în acest sens o scrisoare președinților Comisiei și Consiliului European, prin care atrage atenția că statele care sunt în prima linie a primirii refugiaților, așa cum este România, trebuie să primească rapid fondurile prevăzute prin programele de ajutor promise. În jur de 300.000 de refugiați din Ucraina au trecut până acum prin țara noastră de la începutul războiului, iar aproape 90.000 au și rămas. Și se prefigurează o criză gravă a celor fugiți din calea războiului, context în care se cere intervenția cât mai rapidă a instituțiilor europene. Președinte Comisiei Europene, președintelui Consiliului European Charles Michel și, evident, înaltul reprezentant pentru politică externă și securitate. Cred că este clipa în care nu mai putem amâna decizii extrem de importante, iar statele precum România, Polonia, statele Baltice sunt asaltate la ora aceasta cu refugiați și este esențial ca Uniunea Europeană să dea drumul la resurse importante pentru a putea rapid integra în sistemul public acești refugiați care au hotărât să se stabilească pe perioadă scurtă de timp sau mai lungă în funcție de evoluție în țara noastră. Deci, din acest punct de vedere, este vital ca resursele Uniunii Europene să fie puse la dispoziția statelor membre. De asemenea, Eugen Tomac spune că oficialii europeni trebuie să pună accent și pe logistica necesară primirii refugiaților, precum și pe o strategie coerentă la nivelul întregii Uniuni. Discutăm aici și de resurse financiare, dar și de un suport concret în ceea ce privește crearea unor spații pentru cazare temporară. Avem nevoie de zeci de mii de paturi pentru ca în România să putem amenaja temporar aceste spații pentru refugiații care urmează să vină. Nu mă refer doar la cei care sunt în țară la ora actuală. Deci, implicit resurse și produse alimentare pentru cei care au nevoie și de hrană în această perioadă. Deci sunt instrumente pe care Uniunea Europeană le are, sunt programe speciale pentru refugiați, pentru refugiații de război și cred că este momentul să trecem de la angajamente solemne la fapte și implicare cât mai directă, imediată, pentru ca guvernele statelor membre care au un aflux mare de refugiați să poată oferi sprijinul necesar în condiții cât mai decente tuturor celor care au nevoie de protecție în aceste zile.